Astăzi o să-mi iau revanșa de la Shelly pentru toate prank-urile pe care mi le-a făcut. Dar și pentru toate lucrurile de căcat pe care le-a făcut așa, prin spatele camerelor. Bine, încă suntem prieteni. Bine, sper că o să fim prieteni și după video ăsta, adică... Nici nu vine, tu vezi? Bă, da, chiar a supărat rău. Nu, s-a supărat pe bune rău. Wow. Așa, deci noi am aflat unde filmează ei, nu că ne-a spus și el sau ceva, dar a postat pană pe story. Hai să mă arăt unde filmăm astăzi. Și că pentru noi ai făcut story-ul. Da, și mi-am dat seama că era pe undeva pe la Romexpo și acum îi căutăm să fim siguri unde e. Faza e că Pană era complice la vlogul ăsta acum 2 luni când l-am început eu. Dar de atunci a mai trecut timp și acum n-am vrut să-i zic că nu știam sigur dacă o să-i spună lui Shelly sau nu. O să curățăm geamuri la înălțime, o să fim alpiniști utilitari. Acum trebuie doar să-i găsim mașina lui Shelly și începem să-i lipim tamponele, pentru că iop. Ok, ok, deci am găsit mașina lui Shelly direct. Efectiv, o să ne dea Shelly în judecată după vlogul ăsta. Da, ne dă. Mamă, dar vezi că direct pe partea noastră coboară. Da? Nu vezi? Oh, da, aici... Păi zic să ne grăbim. Să ne grăbim sau să așteptăm să-l prindem fix când e pe ăla? Ce, să-l lipim în timp ce se uită la noi? Da. Nu, eu zic că nu. Eu zic să-i dăm direct. Îi dăm direct și stăm și ne uităm pe când coboară. Nu mai sun și eu, ce faci, mă? Bine. Mie că... Mamă, dar fix aici ai parcat mașina, genial să mor. Încă nu începură să filmeze. Să-l sun pe Dorian să fie complice? Da. Ok, fii atent ce propun. Dar Dorian a ajuns? Vezi mașina pe aici? Că eu nu o văd. Deci fii atent ce propun eu. Sunăm pe Dorian să fie complice. Îl sunăm că, bă, în cât timp ajungi? Ce ai prank ai făcut acum sau ce plănuiești? De unde știi? De unde știi? Efectiv, de unde știi? Păi cine sună pe cineva și îl pune pe hold, like, fucking 3 secunde? Nu, l-am pus... Înainte să-i spună și ce faci? Te-am pus din greșeală pe hold. Voiam să te întreb dacă tu astăzi filmezi cu Shelly, cumva? Da. De la ce oră? De ce mă întrebi? Ok, o să-ți spun tot prank-ul și o să am încredere în tine că n-o să mă dai de gol. Deci voi știu că astăzi o să spălați niște geamuri de pe un bloc, corect? Da, și e greu a crede că putem suporta și un prank la înălțimea aia. De asta te întreb înfricoșat. Nu! Ce mai vrei și tu de la noi? Păi prank-ul o să fie doar lui Shelly, pentru că plănuiesc să-i umplu toată mașina cu tampoane. Ah, oh, senzațional. Și fii atent, omul... Fericios, vreau să văd, da. Deci omul și-a pus mașina fix unde... curățați voi geamurile, adică o să aibă vedere din primul rând. Auzi, ce? Cât noi o să fim atârnați, da. Mi-e greu a crede că Shelly o să aibă curaj să uite în jos. Păi o să vadă după aia când ajunge, dacă nu. Și în cât timp... Ce vrei, ce vrei să te ajut eu? Ce vrei să te fac? Nu, să-mi spui când începeți filmarea. La 21:30 m-a chemat pe mine. Dar mi-e greu a crede că la 21:30 începem, fratele meu, pentru că, în primul rând, mie trebuie să-mi facă know-how-ul, pentru că o să mă lege cu o ață la 100 de metri în altitudine, îmi sparg dacă mor azi. Bă, e mare rău. E mare rău blocul, adică mi-ar fi frică. Nu, la mine nu-i de asta, să aibă chingile bine strânse acolo și... Fii atent acolo, te rog, ce faci. Nu, că vorbim și ne luăm cu artere și pe bune. Pe bune, Doamne ferește. Asta-i bună, Doamne ferește, da. Cică. Să zici că până la un 3 poate să începem, părerea mea, dacă mă întreb pe mine cel mai real. Ok, atunci hai că mi-ascund și eu mașina să nu mă vadă de pe bloc și aștept să-i dați drumul. Bine, bine, mersi, te pup, pa! Hai, te pup, mă, tata, pa! Păi, dar cum e posibil să fi pus așa de bine? Mamă, dar ce... Eu zic să nu mai mulți, mă, că n-are sens. Nu cu aia, că ăștia o să coboare, că de aici e atârnă, nu de sus în jos. Eu zic să plecăm fix de aici. Da, oricum, parcare, sta să vă arăt și vă, ia, uitați pe unde ieșim, adică... Înconjurați aici și că suntem fix în locul... Asta cred că e la rezervat lui Popa. Deci stăm de 2 ore aici, Shelly încă n-a început filmarea. Am și adormit cu Madalina aici. Faza cea mai fani ar fi să-l prindem fix când el este pe cablu acolo, ca să nu aibă nimic de făcut. Adică, efectiv, ce o să fac? O să renunț la o filmare de 10.000 de euro pentru un prank?
Mă rog, ca să știți de ce vreau să fac asta, în primul rând, acum vreo 2 sau 3 săptămâni, am avut o filmare și el a făcut o glumă ca și cum vlogul e real, iar prank-urile mele sunt fake. Iar astăzi o să-i dau o linguriță din prank-urile mele să vedem ce părere are după. Și încă o chestie pe care a făcut-o, acum vreo 2 luni, i-a umplut mașina lui Gami de postituri, iar apoi nu l-a ajutat să le dea jos, i-a zis că ce mă, nu-i treaba mea. Așa că, din nou, după ce îi punem toate tamponele pe mașină, nici noi nu o să-l ajutăm să le dea jos. Și din câte am înțeles, oricum va pleca mâine din țară, ceea ce, din nou, și mai yikes. Mi-a trimis Dorian poză. Acum 10 minute au început. Mamă. Mi-a trimis Cori. Let's go, boys! We're on! Mersi, Cori. Ba, nu, nu mă bag pe aici, că vreau să o ascund. Durează cam 25-30 de minute. Ma, da, suntem fix pe grabă. Băi, 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 vezi că dai în cap, băi. Bă, frate! Gata, iau după tine. Mamă. N-au no, băieții niciodată. Eu credeam că o chestie pe care stau în picioare. Să le facem liniște ca să nu le stricăm filmare. Tu știi cum e de acolo de sus? Nu știu, dar vezi că e de nimic. Te caci pe tine de frică. Îți spun sincer. Deci mama a plecat de acolo pe burtă și am făcut bungee în primul. Am sărit de 2 ori. Am sărit cu parașuta, dar de acolo m-am pus pe burtă odată. Îți aplaudă genunchii. Deci îți aplaudă genunchii. Ce faci, mă? Îi pui tampoane? Da. De-alea mai mari n-aveau? Am luat 1000. 1000 de tampoane? Iau trei acolo. 10 pungi decât 100. Bă, dar fii atent, nu suntem nesimțiți. Adică apăsăm doar așa, puțin să rămână. Da, bă, Shelly, scuze. Chiar cel mai rău moment când puteam să te prind, dar... Tata, în spate, ne puneți în față? Nu, avem 1000, ne punem pe toată mașina. 1000? Da. Da, să mă ajut. Bă, dar Shelly e un prieten, n-are să mor. Mamă, mamă. Facem... Dar nu pățesc nimica? Nu, cum să pățiți? Ce să pățiți? Dacă pățiți ceva, tatăl mai dați un subscribe lui Shelly. Și că tot veni vorba de subscribe, vreau să vă amintesc să vă abonați dacă vă place ce postez pe canal. Plus că în fiecare săptămână un abonat nou câștigă 100 de lei. Iar după ce trecem de 1 milion de abonați, premiul o să se mărească la 1000 de lei. Așa că dacă n-ați făcut-o încă, ăsta e cel mai bun moment să dați pe subscribe, să fiți aici în primul milion de abonați. Și stau așa aproape că nu vreau să vedeți ce mașină am închiriat până marți când postez vlogul. Dar și care e partea amuzantă, că o facem fix aici sub nasul lui. Pe număr. Și pe număr, a nu, pe număr nu, ca să poată să meargă cu ea. Da, nu, de trecere sigur. Ce se întâmplă la mașina mea, mă? Bă, ai zbâr! Bă, cine a chemat pe ăștia, mă? Ceau, coaie! Ok, am fost desconspirați, acum trebuie să ne grăbim, că mai are până ajunge jos. Nu, mai are timpul. Bă, nu pot să cred. Shelly, fiți voi tăi. Îi facem o bucurie lui Shelly până vine jos. Dar de cât timp e acolo sos? Nu, de viață. Ce zi pe cinste să mor. Aproape am terminat capota mașinii și se apropie, adică mai au vreo 10 etaje. Se pune și pe partea asta frumos, nu? Pe partea asta, da, dar pe aia nu cred că mai are sens. Da, că nu stă nimeni acolo, plus că ne zgâriem. Păi deja arată bine, mai avem vreo 300 de pus numai. Să mă numai școlanta așa mașina cu formă de astea. Sunt la etajul 8, bă, mai au o oră până coboară. Dar tu îți dai seama ce frig e acolo? Foaia, și frig aici, că mă dor șalele de nu mai pot. Ia uite, m-a zgâriat aici. Hai să o astupăm. Exact, am astupat. Am astupat zgârietura. Încă o zgârietură, încă o astupătură. Ești nebun, ne cerem bani la sfârșit, vrei să te min? Like, nu, mă, te poară. Bă, ideea e că el ne-a văzut deja, știi? Da, ideea e că... O și striga după noi, da. N-are ce să facă. Na, hai, prinde-le. Crezi dacă merge cu viteză dacă îi sară astea de pe mașină? Îți dai seama că sar. Destul de bine lipite. Mă, și nici nu-l lipiști din ăla grav și să rămână pe colant. Asta e fain. Da, un iar prank. Nu mai știu, mi-e drag de ele, bă. Da, avem aici un prank inofensiv, efectiv. Gen, n-are voie să se supere, nu? Chiar n-are. N-are voie să se supere, nu? Nu, n-are voie. Exact. Dar ești la țeapă, zice, ia uite, bă, ăștia, pun sticăre, zice, cea mai veche, cea mai proastă prank, ele, bă. I-am zis de sus, zic, da, zic, sticăre. Sticăre? Ia dacă spun sticuri din alea, știi? Sticăre. El nu s-a mai dat în jos, nu? Păi da, ce are curaj? Păi dacă sticăre... Mă zic că rămâne ceva cu... Nu rămâne. Da, da. Trebuie să fiu la dreapta mai nasoale, nu? Ce picătura, mă, direct băgată, sunt nebun la gata. Nu rămâne nimica, doar un miros frumos. Te faceți, mă, un story, băi, ți-am... Codul Shelly 20 pe libres, dacă vreți reducere. Reducere, da. Deci ce îi facem acum pe lunetă? Păi nimioară. Stai, cum eram o formă la inimă. Și acolo, da, așa în sus, așa. Așa. Iubește mult. Pe noi nu o să ne mai vezi. O să fiu un convins de frate.
Păi n-are cum să supere pe tine că au participat și domnul aici, știi, de față. Adică n-are ce să supere. Adică a, nu singur. El Sorin Mar, 40 de ani în curând. Administ utilitar, nu știu, de 15 ani. Tu dai vina pe mine, dar tu dai vina pe mine că v-am făcut. Nu, el ne-a rugat, el ne-a rugat. Bă, zbăr, fă și mie un prank, că nu prea mai viu ori. Hai că vin, ce drag să faci. Hai mă, că se vede frumos, mă, acum da. Nu, acum chiar e altceva, bă, așa frumos. Vrei să-i facem și o săgeată? Pleacă, uite, exact din dunga aia de acolo, vin așa drept, cum face. Dar asta de la ce uita? E, de la ce crezi? De la tampon? Mamă. Ce? Poftim? N-are mă nimica. Da! Da! Sunt... Da! Poftim? Absorbantele sunt folosite. Doamne ferește, așa ceva. Mai... A, nu! Nu-s folosite încă! Arată foarte bine de sus de aici, să știi. Inima, inima, o vezi? Da, da, îi facem acum săgeata. Mai dă unul și gata. Auzi, că auzi. Măcar sunt absorbante în formă de inimă, ceva drăguț. Mai ia și găul când mă uit în jos. Mă trebuie să-i facem și coada la inimă, la săgeată, știi? A, o să o facem, dracu, calmă, dacă tot le-am strigat să cam mașina omului. Măcar fie frumos. Dacă tot v-a rugat frumos, pe ce trebuie calmă acum? E și păcat de Dumnezeu, cum să nu le faci. Părere? Crezi că s-a supărat rău? Perfect. No joke s-a supărat. Fraților, am făcut-o și pe asta. Urmează episoade. Nu pot să vă spun chiar la fel de tari care îți face Dumnezeu când ne face noastră. Episoade la fel de tari ca asta, băieți. Dacă încă n-ați făcut-o să vă abonați, noi ne-am dus. Pa! Stop! Stop la toate camerele! Bravo, băie! Ține fiu viu! Ține fiu viu, ține fiu viu! Ce să mai zic, să vă duc? Dacă vii fric, bă, intrați în... Nu, mă, ce ai eu trebuie să fac mașina asta aici de bă? Băi, un design destul de frumos, să adică... Să mor că n-arată rău. Dacă ar fi supărat? Deci de fată, mi se pare funny. Știi de ce? Mi se pare că seamănă la camuflaj. Și parcă-s oase, nu știu. Acolo parcă arată oase de schelet. Știi ce zic? E osul de... Dar s-a supărat rău, vezi că s-a supărat rău. Nici nu vine, tu vezi? Bă, da, chiar s-a supărat rău. Nu, s-a supărat pe bune rău. Wow. Deci da? Nu e o glumă, adică măcar scoate vlogul din asta. Eram acolo să mor eu. Nu știu dacă voi credeți sau nu. Eram sus acolo, eram sus acolo și a zis. Ce mai prost. Înțelegeți voi? Dacă fix în ziua asta s-a găsit el să facă prank-ul ăsta handicapat. Păi dar fix asta era ideea. Păi nu despre asta e vorba, la prank-uri să-i calci pe om pe nervi. Lipește-o bine acolo. Că nu te-am prins într-o zi în care... Aia ești nebun, ce-i un prank? Nebunule, morocănosule. Păi dar ce face? Vrei să filmăm sau plecăm? Că mai avem de filmat un vlog. Pă bune! Hai, repede să... We're on a tight schedule. Fapt, le lăsăm, că poate vrea să completeze și pe partea alaltă. Te-ai supărat, nu? Nu, ce să mai zic? Bă, eu asta voi e că asta, adică voi vă dați seama acum, sincer. Eu fiind acolo, uitați-vă cum te-am, uitați-vă la mine. Eu fiind acolo înălțime și văd capul ăsta blond al zbori. Voi vă dați seama când i-am văzut că pățâna asta. Nu mai zic nimic, uitați-vă cum tremură omul, uitați-vă cum... Deci nu mai intru înăuntru, gata. Bă, dar știi că e revanșa asta, nu? Pentru ce e revanșa? Pentru că ai intrat cu poliția peste mine în casă și că ai făcut la fel lui Gami și tu nu i l-ai dat jos. Până la urmă i-am scos tamponele, deși eu n-aș fi vrut. Madalin e cel care m-a rugat să le scoatem. Scrieți-vă în comentarii dacă merita să-i scoatem tamponele sau nu. Și mai spuneți ce alte prank-uri vreți să facem și altcuiva, pentru că efectiv durează 5 luni să facem un prank. Deci probabil le vedem în vară cu următorul prank. Atu s-a abonat după ultimul meu video și a câștigat 100 de lei. Dacă nu ești încă abonat, apasă acum pe subscribe, pentru că săptămâna viitoare voi da alți 100 de lei cuiva care se abonează în următoarele 7 zile. Iar când ajungem la 1 milion de abonați, voi mări premiul la 1000 de lei. Și dacă ești deja abonat, folosește telefonul de la un prieten, frate sau părinte și abonați-te de acolo și s-ar putea să câștige ei 100 de lei.